Superliga vă este oferită de Superbet. Un super duel în această etapă cu numărul 25, penultima partidă a acestei etape. Șepși resimte presiunea, o primește în această după-amiază pe teren propriu, pe Chindia Târgoviște. Formație care traversează o perioadă bună, echipă care nu a pierdut în acest 2023, iar la polul opus trupa antrenată de Cristiano Bergodi are doar un rezultat de egalitate. Neguț joacă repede, arată bine faza Copăr pentru Daniel Popa, Daniel Popa! Superbă fază! Daniel Popa, piruetă și execuție spre poarta lui Roland Nițui, cât de ușor. Spațiu acolo pentru Popa. Pericol, primul moment important al acestei partide, prima șansă de gol. Dimitrov și bară, ocazie mare! Fanionul rămâne jos din partea asistentului de pe linie 1. Aceasta este o ocazie uriașă. Imediat replica trupei lui Bergodi vine la câteva zeci de secunde după oportunitatea Chindiei. Revedem centrarea lui Dimitrov, reluarea care îl surprinde pe Căbuz. Mario Rondon din cădere și se pare în poziție regulamentară, trimite direct în brațele lui Căbuz. Reluarea îi aparține lui Pavol Șafranco pe axa Radoslav Dimitrov Șafranco. Adnan Aganovic, jucător cu mare experiență, fotbalist tehnic, croatul centrează și este ocazie monumentală. Mario Rondon, minutul 18. Cât de bine s-a putut descurca Aganovic, i-a păcălit pe Vorobiovas și Akhmatov. Daniel Neguț, capitanul trupei oaspete, combină cu Akhmatov, se demarcă și reprimește Daniel Neguț. Caută a doua bară, gol Copăr, gol Chindia, minutul 2 la Sfântul Gheorghe. Iată, reușește să ia prin planul. Inacceptabil la un asemenea nivel. Dar cât de bine a gândit și capitanul Daniel Neguț. Centrare impecabilă în 6-7 metri. Nimeni nu poate să înțeleagă ce a vrut să facă Roland Nițu aici. A ieșit din propriul 6. N-avea nicio șansă, nu l-ajută nici talia pe Nițui și iată pe Chindia, o echipă care a știut foarte bine pe aceste prime 20 de minute, 21 de minute deja scurse, să absoarbă o presiune din partea trupei gazdă și mai mult decât atât să reacționeze. Excelent a venit centrarea din flancă, din piciorul capitanului Daniel Neguț. Bergodi se uită pe bancă, încearcă să găsească soluții pentru perspectiva reprizei secunde. Șepși însă este sub presiune. Atenție, Akhmatov! Gol! Ce bijuterie, ce execuție de autor și ce mod de a se bucura, se putea autoaccidenta. Rusul, minutul 44, se lasă liniștea la Sfântul Gheorghe. Ce reluare formidabilă, din prima să lovești balonul de unde vine, este mare lucru, cum se spune în fotbal, face diferența. Akhmatov nu mai preia acel balon și îl pleznește direct în traiectorie. Roland Nițui n-are nicio șansă. Șep și Oeșca, Chindia Târgoviște 0-2. Revedem. Gol Chindia Târgoviște. Lovitura liberă. Jucătorul numărul 66. Și cât de bine, cât de ușor vine din linia a doua. Bine, Ion Gheorghe era cu mâinile pe sus cam ca la volei. Dacă ăla este blocaj, atunci este aproape imposibil. Iată. Să vedem centrarea. Radoslav Dimitrov, foarte bine. Dejan Boldor, eroarea capitanului Neguț. Radoslav Dimitrov, Adnan Aganovic. Gol!
gol Șepși! Partida este relansată în prelungirile primei reprize. Minutul 45 plus 3. Trupa Covăsneană reușește să marcheze la o gravă eroare de astă dată în apărarea formației oaspete. Mario Rondon, iată că până la urmă marchează în această partidă. Rondon și-a exasperat suporterii, având două mari șanse de a înscrie Adnan Angarovici și pasa decisivă pentru reluarea lui Mario Rondon. Nici o șansă, Cătălin Căbuț plecase pe centrare. Atenție aici, ocazie mare, gol! Pavel Gianfranco, minutul 56, minutul 56 aduce golul egalizator. Marchează și Gianfranco după Mario Rondon, cei doi oameni care au ratat ocazii monumentale în primele 45 de minute, dar iată vine rândul echipei lui Toni Petrea să greșească în apărare. Nepermis de ușor. La Sfântul Gheorghe partida este relansată. Marius Ștefănescu, un balon bâlbâit absolut de neînțeles prima dată de Boldor. Boldor încearcă să respingă cu genunchiul, cu șansă, mare șansă. Mingea ajunge în posesia lui Pavel Gianfranco. Intrarea lui Marius Ștefănescu și a lui Akbar se simte. Ștefănescu, șansă de 3-2. Mario Rondon, neatent, și acum e acum. 2 contra 2. Copper trimite pentru Popa. Se pierde un tempo. Popa! Incredibil, Daniel Popa reușește să-l păcălească pe Denis Ciobotariu și intervenția capitanului Roland Nițu îi face ca rezultatul să rămână 2-2. Totul pleacă, iată, din careul formației oaspete. Popa aici scurt îl păcălește pe Ciobotariu în acest 2023, dar să nu ne grăbim, execută același neguț. Atenție! Ce șansă! Ce reluare are! Dacă a dat balonul pe spațiul porții, mă tem că Roland Nițui n-ar fi avut nicio șansă, era bătut. O minge care îl depășește și pe rare și spas. Iată momentul de Ian Boldor și Daniel Celea. Cei doi fundași centrali ai Chindiei ajungă Ovidiu Perianu. Perianu, excelentă pasă, Sergiu Buș este ratare monumentală. Incredibil ce șansă au băieții lui Toni Petrea în acest al doilea minut al prelungirilor. Incredibil, Bălaș a păcălit, Sergiu Buș are timp, însă parada lui Roland Nițu îi face diferența. Cea mai bună șansă de gol pentru Chindiu. Enorm, atenție aici, preluare dezamăgitoare. Continuă jocul, acțiunea și va fi lovitură de la colțul terenului. San Orozco, aici este deja execuția magnifică a fundașului Rare și Spas și... Superliga vă este oferită de Superbet.